Astăzi o să avem așa, scuze-mă. Iarna pe uliță, de George Coșboc, din ghidul cadrului didactic. De ce nu ții celălalt pix? Pixul ăla o să-l folosesc când o să mai ai pe celălalt. Dar... Aiurea că am început activitatea, dar îți zic, orice pix are o mină, da? Și mina asta se poate pune la orice pix. Dacă e o leacă mai mic pixul, se taie mina și se pune, da? Deci nu trebuie să-l lași anume că hai să-i consum pasta, înțelegi? Da. Deci poți să iei pixul ăla și când se termină mina, putem să-l schimbăm, da? Oh. Ai înțeles acum? Da. Lasă-l aici. Deci, iarna pe uliță, de George Coșbuc, din ghidul cadrului didactic. Și aici zice, suntem atenti, da? Explică versurile. Norii s-au mai răzbunat spre apus, dar stau grămadă peste sat. Deci poezia se cheamă Iarna pe uliță. Și aici zice, norii s-au mai răzbunat spre apus, dar stau grămadă peste sat. Ce se întâmplă iarna? Minge. Așa, da? Nu plouă. Ei, n-am ajuns pe acolo. Deci ce-au făcut norii de s-au răzbunat? Au făcut săpadă. Da, deci au început să ningă, da? Și au început să ningă peste sat, da? Da. Și stau grămadă, da? Da. Cum stau ei grămadă? Peste tot. Așa, da? Prin zăpadă fac mătănii vrând nevrând. Cine face mătănii prin zăpadă? Mătănii, îngeraș. Cine crezi că fac? Căldura. Prin zăpadă fac mătănii vrând nevrând. Mătănii, ia uite, îngeraș. Cine crezi că fac? Știi sau nu știi? Mm-mm. Nu știi? Mm. Haideți să citim poezie, na, dacă nu înțelegi. Da? Da. Iarna pe uliță, de George Coșbuc. George Coșbuc a scris și poezia Vine ploaia, da? E același poet, da? George Coșbuc. Și așa începe poezia. A început de ieri să cadă câte un fulg, acum a stat. Norii s-au mai răzbunat spre apus, dar stau grămadă peste sat. Nu e soare, dar e bine și pe râu e numai fum. Vântul e liniștit acum, dar năvralnic vuiet vine de pe drum. Sunt copii cu multe sânii, de pe coastă vin țipând și se împing și sar râzând, prin zăpadă fac mătănii vrând nevrând. Copii. Deci, cine fac mătănii vrând nevrând? Copii. Deci copii, da? Deci ei sar de pe sânii și cad în genunchi, da? Da. Deci, prin zăpadă fac mătănii vrând nevrând. Da, copii. Copii, da? Da. Încercuiește imaginea care corespunde răspunsului tău la ghicitoare. Da? Anotimpul iubit, alb împodobit. Săpada. Da, da, anotimp iubit, alb împodobit. Care e anotimpul? Crăciunul. Haideți să vedem care sunt cele patru anotimpuri, da? Iarna. A, bravo! Dar dacă tot ai dat-o în bară, haideți să vedem care sunt cele patru anotimpuri. Primăvară, vară, toamnă. Hai! Iarna. Bravo! Felicitări! Deci știm cele patru anotimpuri. Deci, care e anotimpul? Iarna. Hai să tragem o liniuță, da? Spre imaginea cu iarnă, da? Unde ești? Aici. Și unde e cealaltă? Anotimp iubit? Da, aia. Poate de aici, da? Trage o linie, da? Ai văzut dacă ești atentă? Da. Așa, da?
Vin oile de la munte cu steluțe albe în frunte. Fulgi. Așa. Trage o liniuță spre fulgușor, da? Pe fereastră prinde flori, în obraj lasă bujori. Frig. Frigul, da? Frig. Ia uite, cel din imagine e deja înghețat. Da. Înghețat. Când nu e zăpadă, doarme în ogradă, dar când ninge afară, cu copiii zboară. Cu copiii zboară? Da. Sania! Așa, tragi o linie, da? Aici? Da, acolo. Cum e cântecul ăla? Săniuța fuge, nimeni nu ajunge, are tălblucioase, vârfurile întoarse. Da? Veverița, din ghidul cadrului didactic, memorează poezia și dialoguează cu colegul jucând rolul pe rând. O să vedem dacă o să ne zic cu doamna învățătoare să memorăm poezia, da? Și uite cum e poezia, da? Veverița. O alună, două, trei. Veveriță, tu nu vrei? Ba vreau, patru, cinci sau șase, că alunele-s gustoase. Îți dau șapte, opt sau nouă, dacă o să ne spui și nouă, când o să vină încoace iarna cu zece cojoace. Deci asta e poezia, da? O alună, două, trei, veveriță, tu nu vrei? Ba, vreau vreo 4, 5, 6, da? Că alunele-s gustoase. Deci asta e poezia, da? Cine voi fi eu? Și dialoguează cu colegul jucând rolurile pe rând, da? Vreau eu să fiu veverița. Bine. Eu sunt copilașul, da? Deci, Julie, veverița. O alună, două, trei. Veveriță, tu nu vrei? Da, da, vreau. O, dar vreau cinci, o, șase. Ca alunele-s? Ca alunele-s în gustoase. Așa. Îți dau șapte, opt sau nouă, dacă o să ne spui și nouă, când o să vină încoace iarna cu zece cojoace. Acum tu trebuie să fii veveriță. Scuze, invers, tu ești copilul și eu o să fiu veveriță. Veveriță! O alună, două, trei, veveriță, tu nu vrei? Veveriță! Nu, o alună, două, trei. O alună, două, trei, veveriță, tu nu vrei? Ba vreau, cinci sau șase, ca alunele-s gustoase. Stai, ba vreau patru, cinci sau șase, ca alunele-s gustoase. Îți dau șapte ori opt sau nouă. Nouă, dacă ne spui când va veni iarna cu cele zece. Cojoace. Cojoace. Așa, da? O să vedem dacă o să fim nevoiți să o învățăm, o să o învățăm când o să înveți și colegii tăi, da? Da? Da. Realizează un dialog între personajele din imagine. Ia uite, avem aici două imagini, da? Și o să realizăm un dialog legat de prima imagine. Uite, eu sunt unul din copilaș, tu ești celălalt, da? Care hai, tu care? Eu? Păi alegeți unul din personaj. Nu știu. Hai, alege. Care îl vrei tu? Cel cu Sania sau cel tip ideal care are Sania? Cel care urcă la deal, da? Da. Eu sunt cel de pe deal, da? Da. Hai, încep tu sau eu? Eu. Bine. Da, da, trebuie să vorbești, nu să... Că fai? Haide. Bună, na! Bună, Julie! Na, încalc Soria! Eu am ajuns mai repede decât tine pe deal. Nu știam că ai ajuns deja. Am făcut întrecere cu tine. Dar nu știi că Sania mea e mult mai grea. Este mai grea din cauza că Sania ta este din metal și lemn. A mea este din plastic cu metal. Și a mea e din plastic, dar nu pot să merg.
că repede cu Sania. Vrei să facem schimb de Sani? Poți să mă gândesc? Da. Dacă nu vrei, este ok. Da, nu vrei. Nu vrei? Nu-i. Nu vrei atunci. Cred că s-a blocat într-o piatră. Vrei să facem întrecere? Da, dacă o coborăm pe Sani. Păi, pe Sani, adică să ne punem pe Sani, să ne dăm amândoi odată la vale. Da. Vrei? Da. Cine ajunge primul câștigă? Bine. Așa. Și care crezi că a câștigat? Depinde. Vedem. Când o să vină zăpada, o să încercăm să facem o întrecere, să vedem, da? Mâinior Sanie? Picioror Sanie? Nu, Giulie, dar uite și băiețelul ăsta are Sania, nu? Da. Amândoi au săniuță, da? Da. Hai să facem un mic dialog între cele două personaje. Cine vrei să fii tu? Am lăsat de zăpada. Bine, eu sunt iepuraș. Bună, omulețele de zăpadă! Bună, dar nu știu de ce e prea cald afară. A ieșit puțin soarele, dar pentru mine este greu că a venit iarna. Eu aproape mă topesc! Nu vezi picioarele mele topite? Le văd, dar tu nu vezi că burtica mea este goală și nu am ce mâncă? Oh, da, am nasul de morcov. Îmi poți da nasul tău de morcov ca să îmi pot hrăni iepurașii? Da. O să-ți fiu foarte recunoscător. Îl pot lua? Da. Mulțumesc, o să vin și la anul la tine. Doar dacă nu mă topesc. Cu siguranță este un copil prin preajmă care o să te facă și la anul mult mai frumos. Nu, tot la fel, cred. Tot la fel? Da. Atunci o să-mi pară bine să te revăd. Nu? Da. Haide să realizăm semnele de aici. Hai, dă-te puiul, lucrăm aici, da? Să iau pixelul ăsta, fiindcă mergea mult mai repede decât ăla. Da. Mare! Deci noi facem acum linia șerpuită, da? Hai. Așa se cheamă? Da. Linia șerpuită? Da. Și când sunt multe lipite, cum se cheamă? Ai făcut linie șerpuită. Deci după ce termini linia șerpuită, o să colorez imaginile de aici, da? La piticu? Da.
stăteam frumos pe scaun, da? Da. Mami, un iepure ciocolat poate să ia azi.
și un tort. Nu e tot. Vreau suc, vreau suc, vreau suc. Încerc să mă gândesc ce culoare trebuie să fac. Bine. Dacă nu stăm o mama pentru a desena două imagini. Foarte, stai foarte, foarte mult, George.
pizza, dau pizza. Și... Ce facem la comunicare? Ai terminat cumva? Gata? Bravo.